când ajungi la vârsta mea, măsori succesul în viață? Buffett măsoară succesul cu un singur cuvânt. Warren Buffett este unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, despre care putem vorbi la nesfârșit, precum și despre realizările sale în domeniul investițiilor. Nu există nicio îndoială în ceea ce privește profesionalismul său în lumea afacerilor. Sfaturile sale înțelepte pot fi aplicate atât de către antreprenori, cât și de către generații întregi, indiferent de statutul social. Și nu e vorba doar despre sfaturi care se referă la lumea investițiilor și a finanțelor. Înțelepciunea sa este extrem de simplă. Este expresia unei gândiri sănătoase. Fiecare sfat al său este întruchiparea experienței acumulate de neprețuit, care poate schimba viața multor oameni. Următoarele cuvinte pot fi atribuite unuia dintre aceste sfaturi. Dacă ajungi la vârsta mea în viață și nimeni nu se gândește în termeni buni la tine, nu contează cât de mare este contul tău bancar, viața ta este un dezastru. Aceste cuvinte au fost rostite de Buffett în timpul unei întâlniri cu studenții de la Universitatea din Georgia, când a fost întrebat despre cum ar defini acesta succesul. Cu aceste cuvinte, Buffett a arătat clar că succesul nu depinde de suma uriașă de bani pe care o persoană poate să o câștige de-a lungul vieții. Succesul nu depinde de putere, de faimă sau de orice alte valori materiale. Buffett măsoară succesul cu un singur cuvânt, iubire. De asemenea, în timpul întâlnirii, Buffett a dat studenților încă un sfat, numai puțin înțelept, care confirmă pe deplin opiniile sale cu privire la un astfel de concept ca succesul. Când ajungi la vârsta mea, măsori succesul în viață uitându-te la câți dintre oamenii care îți dorești să te iubească, te iubesc de fapt. Știu că sunt oameni care au mulți bani și statutul le permite de pildă să denumească diferite instituții cu numele lor, dar adevărul este că nimeni în lume nu îi iubește, a continuat Buffett. Așadar, iubirea este cel mai important criteriu pentru a atinge succesul în viață. Principala problemă este că aceasta nu poate fi cumpărată ca pe un lucru oarecare și nu contează cât de mulți bani ai avea. Singura modalitate de a obține iubirea altora este să fii bun. Și acest lucru poate fi foarte enervant, deoarece mulți cred că totul în această lume poate fi cumpărat, chiar și iubirea. Este suficient să ai în cont doar câteva milioane de dolari. Doar că acest lucru nu se poate întâmpla. Singura modalitate de a obține iubire este să o dăruiești tu altora. Cu cât dai mai multă iubire lumii, cu atât îți revine mai mult. Fiind unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, Warren Buffett este cunoscut pentru stilul său de viață modest și pentru gesturile filantropice. În acest scop, a creat fundația The Giving Pledge, a cărei esență este de a încuraja pe cei mai bogați oameni și familiile lor să doneze cea mai mare parte a averii lor acțiunilor de caritate. Și dacă e să ne întoarcem la esența celor spuse mai sus, atunci gândește-te la următorul lucru. Cât de des întâlnești oameni, angajați obișnuiți sau poate șefi de companii uriașe, care trăiesc conform principiului de mai sus? Cu cât dai mai multă iubire, cu atât îți revine mai mult. Ce trebuie să faci pentru ca oamenii din jur să te iubească? Ce trebuie să faci ca la adresa ta să ajungă numai cuvinte de recunoștință și admirație sinceră pentru tine ca persoană? Există mai multe modalități care te vor ajuta să obții succesul în viață, adevăratul succes. În primul rând, începe să gândești și să acționezi în mod dezinteresat, fără să aștepți ceva în schimb. Deși legile iubirii sunt reciproce, într-un fel sau altul, primul pas va trebui făcut de cineva. Deci, de ce acel cineva nu poți fi chiar tu? Și nu contează în ce constă acest prim pas, în a-ți ajuta un prieten, în a-i adresa colegului de muncă cuvinte de încurajare sau în empatie sinceră pentru o persoană dragă. Orice ai face pentru alții, toată iubirea ta se va întoarce la tine sub formă de respect, recunoaștere și încredere. În al doilea rând, începe să trăiești după regula de platină. Probabil că ai auzit de regula de aur a moralității. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Tratează-i pe ceilalți așa cum îți dorești să fii tratat și tu. Însă regula de platină duce acest principiu la un alt nivel al iubirii. Tratează-i pe ceilalți așa cum își doresc ei să fie tratați. Și în al treilea rând, începe să faci acea muncă pe care să o iubești cu adevărat. Poți încerca să excelezi într-un domeniu care nu-ți place. Poți încerca să-ți construiești cariera cu oameni care nu-ți prezintă niciun respect. Dar ține minte, afacerea cu cel mai mare succes din lume este cea în care oamenii se dedică în totalitate, în care oamenii sunt cu adevărat interesați de muncă, unde fiecare dintre angajați își exprimă dragostea și respectul în raport cu colegul său, unde atmosfera este plină de inspirație și pozitivitate.
În acest sens, Warren Buffett a spus următoarele cuvinte: iubesc fiecare zi, adică dansez și lucrez doar cu acei oameni care îmi plac. Nu există o slujbă mai bună în lume decât să conduc compania Berkshire Hathaway și mă consider cel mai norocos să mă aflu anume aici. Buffett susține că în lumea afacerilor, cei mai de succes oameni sunt cei care fac ceea ce le place. Gândește-te la acest lucru. Poate că acum ai un salariu pe măsură și condițiile de muncă sunt confortabile, deși de fapt nu-ți place cu adevărat ceea ce faci, ci în adâncul sufletului îți dorești să faci cu totul altceva, să faci ceea ce îți place cu adevărat, ceea ce îți va aduce satisfacție și bucurie. Anume, acest lucru este factorul decisiv care contribuie la obținerea fericirii tale. Așadar, principala ta prioritate este determinarea acelei activități pe care să-ți dorești să o faci cu adevărat și care să te facă fericit. Și acesta va fi primul tău pas pe drumul către o viață cu adevărat de succes. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Pe curând!